De câteva zile, vara și-a intrat în drepturi, așa că pe fondul temperaturilor tot mai ridicate, mulți buzoieni vor petrece timpul liber în apropierea cursurilor de apă, a bălților, lacurilor sau a canalelor de irigație. În acest context, reprezentanții Isubuzău avertizează asupra faptului că multe dintre aceste arealuri sunt neamenajate și marcate corespunzător, ceea ce ar putea crește pericolul de înnec. Frecventați doar locurile special amenajate pentru înot și scăldat. Respectați întotdeauna recomandările administratorului locului de agrement. Evitați să intrați singuri în apă fără a avea alte persoane prin apropiere. Nu intrați în apă după ce ați consumat alcool sau pe timp de noapte. Nu intrați în apa rece după expunerea la soare. Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați în apă sau în apropierea acesteia. Din experiența din anii trecuți a salvatorilor buzoieni, majoritatea victimelor sunt adolescenți care fie din neatenție, fie din teribilism s-au aventurat în aceste locuri periculoase pentru un not, pierzându-și viața. În cazul în care vă aflați în situația în care viața unui cetățean este pusă în pericol, trebuie să apelați numărul unic 112.